Și de bani. Este o rubrică potrivită pe parcursul căreia puteți să vă strângeți familia și să faceți celebrul tabel cu cheltuielile familiei. O să vedeți că dați banii pe niște prostii la care nici nu v-ați gândit. Adrian Măniuțu este aici să ne spună cum să mai adăugăm bani. Bună dimineața! Bine ai venit! Neața! Dacă e rubrică prin care vreți să ne trimiți iar la muncă, să știi că mai bine a venit și vara, ne e gândul la altceva. Nu, pentru că așa, ca să mă alint un pic, nu mă mai place nimeni, că îi pun la treabă, le spun să economisească, să nu mai cheltuiască. Nu, dragi prieteni, cheltuiți, simțiți-vă bine, faceți-vă câte o mică plăcere. Pentru că oricum, spuneam, banii se fac dacă e să fie făcuți. Dacă oricum aveți ghinion, ce să mai. Dar lăsând acum gluma la o parte, astăzi chiar vreau să fie așa o rubrică motivațională, inspirațională. Am adus câteva exemple absolut fabuloase, pentru că am zis, ok, se apropie vacanța, dăm și noi doi acum niște sfaturi pentru ce ar putea să fie făcut în perioada asta de către tineri mai ales, dar nu numai, da? Pentru că până la urmă și vârsta e o chestiune de spirit. Spunem noi ăștia trecuți de, mă rog, eu cel puțin. Evident. Așa, după 40 încep să spui că vârsta e o chestiune de spirit. Da. Deci venim și cu niște idei, dar înainte de asta, ca să nu vă fie niciodată rușine de nimic și să nu amânați niciodată un business care ar putea fi început, ci ca să vă arăt că de fapt e vorba doar de timingul potrivit. E vorba de noroc. E întotdeauna vorba de foarte mult noroc. Sigur, trebuie să ai execuția corectă, să fii creativ, dar e foarte mult noroc la mijloc și să-ți găsești întotdeauna intersecția despre care vorbesc, lucruri la care te pricep cu lucruri la... și cu lucruri care îți fac plăcere. Deci acolo unde există intersecția între plăcere și pricepere, de obicei iese treabă bună. Dar ca să vă dați seama ce au făcut unii, și să răspundem la întrebarea asta, dacă voi chiar credeți că există idei care nu merită testate deloc, o să vă dau, uitați, câteva exemple, o să trecem repede prin ele ca să ajungem și la sfaturile propriu-zise. Unii au vândut pietre, unii au vândut literalmente pietre împachetate sub formă de peturi, adică animale de companie. Știi care a fost justificarea? Care? Domnule, nu cer de mâncare, da, nu fac mizerie, da, nu presupun nicio responsabilitate, ai cu cine, sunt să le acolo lași la nevoie, poți, da, să le lași, poți să le iei cu tine, nu implică niciun stres și lumea ar fi spus, acum dacă am fi vorbit noi, să împachetăm niște pietre, le facem un design fain, într-adevăr, facem puțin marketing, acum avem și social media și băgăm pietrele astea pe net. Merge? Cred că 9 din 10 oameni ar spune, ești nebun. Ești nebun. Câți bani am făcut? 15 milioane în 6 luni. 15 milioane de dolari în 6 luni, cu, sigur, cu foarte mult umor, pentru că nici ei nu s-au luat în serios, dar a fost un cadou care practic a rupt, toată lumea s-a bătut pe pietre, erau culese de pe o plajă din Mexic și iată că lucrurile au funcționat. O idee care iarăși a fost desfințată din start, nici măcar nu a putut să o patenteze, pentru că i-au spus oamenii, ești nebun, așa ceva există de mult. E următorul nostru exemplu cu halatul fermecat. Mă rog, e de fapt un halat pe care îl îmbraci invers, l-a numit Snuggy. A rupt în două și cu ideea asta. Repet, e pur și simplu un halat, doar că a zis el că trebuie să-l iei invers, adică deschiderea e la spate. E ca la de spital, numai că e un pic mai... A rupt. Și la ce folosește halatul? Să te simți confortabil acasă? Nu știu. E ca o păturică cu mâneci. E o păturică cu mâneci, de fapt e un halat... Câți bani a făcut? 200 de milioane. Da, de asta spun, că dacă ar fi fost acum cineva cu noi să ne spună, hai că am și eu o idee, hai să vindem un halat invers, să spunem, pleacă mă de aici, pleacă. Ieși afară, 200 Bun. De milioane. Niște băieți care au inventat smiley face-ul, deci celebrul smiley pe care îl folosim astăzi, inițial a fost parte dintr-o campanie a unei firme de asigurări, a costat 45 de dolari designul inițial. Okay. Și au venit niște băieți și au spus, după ce s-a terminat campania, vindeți-l nouă, l-au cumpărat, au patentat după aia... că de pe vremea aia era hashtag, era prin anii 90, have a nice day, și în 2000 au făcut exitul acestui business cu jumătate de miliard. Ok. Da, deci deținând drepturile pe desen. Pe smiley face. Pe desenul acesta, care apare și pe perne și pe... 500 de miliard. Da, e jumătate de miliard. Deci acum beau Cuba Libre pe o barcă și noi vorbim despre ei, că noi n-am avut ideea. Da.
Următorul exemplu este cu celebra pagină de $1.000.000. O să trecem repede peste el. Știți, un băiat care s-a gândit să vândă pixeli. Da. Iarăși o chestiune care a funcționat. Sigur, sunt niște ani de atunci, dar a făcut în câteva luni $1.000.000 cu o simplă idee. Un alt domn din state, care s-a lăsat de o firmă de consultanță care avea foarte mult, foarte mult succes, business-ul funcționa, a început să vândă osțioare norocoase. Doar că le făcea din plastic. A văzut că la sărbători lumea se bate pe osciorul acela din pieptul de pui. Da. Și a zis, nu, stai un pic, păi dar de ce să vă bateți? Stați că vă... Wishbone. Exact, wishbone. Vă vinde tătuca niște osțioare din astea norocoase. Care nu sunt din oase. Nu sunt din plastic și a făcut undeva la $1.000.000 în primii 2 ani, doar vânzând osțioarele astea. Bun. Ne apropiem de final, pentru că vreau să ajungem și la sfaturile propriu-zise. Următorul business este cu găini, la propriu. Asta e mai palpabilă. Da, rent a chicken. Nu cred. Ba da, rent a chicken și oamenii ăștia fac undeva între 80 și 90 de mii de dolari pe an. Și de ce închiria o găină? Nu știu, poate la petrecerea ta e vrea o găină. Nu știu. Să dansezi găină. Dar n-ai voie să o tai. Nu, trebuie să-i asiguri integritatea corporală, trebuie să ai grijă de ea, dar poate că la petrecerea ta ai vrea să fie plin de găini, nu știu, poate că e o chestie... Sau la o filmare. Sau la o filmare, poate că e o chestie așa de hipstereală, nu știu, să ai găini. Deci oamenii ăștia închiriază găini tocmai ca să-ți ia de pe cap nebunia asta de a avea tu propriile găini. Nu, bă, închiriezi găini atunci, uite, poate la plimbare. Ok, sau la emisiuni TV. Despre cei care vând pământ pe lună și pe Marte, știți deja, probabil, că se întâmplă. Au apărut unii care vând bilete pentru paradis. Adică, dacă nu vrei să mergi în iad, poate vrei să mergi în paradis și dacă vrei să fii sigur, poți să faci o rezervare. E un site de booking. Îți dau un voucher drăguț. Îți dau un voucher, îți dau o diplomă, îți dau boarding pass-ul, îți asigură și diploma de participare, de logare în paradis și, practic, ești asigurat... E o branșă, acum nu știu cât au făcut băieții cu paradisul, dar au vândut câteva zeci de mii de bilete în prima lună și undeva la $12-13 biletul pentru paradis. E o branșă estimată undeva la $100 de milioane pe an, adică cei care vând pământ pe lună, pământ pe Marte, bilete în paradis și alte lucruri, tot pentru cadouri. Și ultimul exemplu de astăzi este un băiat. Băiatul ăsta chiar a avut o idee bună, n-avea mulți followeri, dar a zis, ia să încerc eu să mă duc pe la firme și în fiecare zi port un alt tricou de la firma X. Uite, mâine cu restaurantul tău, poi mâine cu nu știu ce, mâine cu răspoi mâine cu M360. Și tot așa, lua câte puțin de la fiecare, dar a reușit să facă $1.000.000 în 4 ani. E un side business, adică un business făcut pe lângă activitatea lui curentă, pentru că doar purta un tricou și își făcea poze, undeva la $250.000 pe an. Iarăși, dacă cineva îmi spunea treaba asta, îl trimiteam la plimbare. Da, spun, merită încercat. Și acum ajungem, nu știu cât mai avem, un minut, două? Avem un minut. Ideile pe care vrem să le propunem pentru această vară, și am început intenționat cu pietre, cu smiley-uri, cu tricouri, cu închiriat găini, ca să vă dați seama că nimic nu e de fapt penibil și dacă lucrurile funcționează, atunci de ce nu? Dacă aveți o grădină, sunt foarte mulți oameni care vor să meargă cât o săptămână sau 10 zile în vacanță, dar nu vor să și animalele de companie cu ele. E destul de simplu, chiar foarte simplu, pentru că am trăit acest exemplu recent, am vorbit cu cineva, de a face un pet hotel, adică un hotel, autorizațiile sunt super simple, asta dacă chiar vreți să faceți ca lume, așa cum v-aș și recomanda, cu autorizații și cu toate cele. E foarte simplu și puteți să vă folosiți grădina punând niște țarcuri pentru un pet hotel. Puteți să mergeți cu niște propuneri, dacă sunteți creativi, către firmele care fac livrări de pizza, cu niște reclame pe care le puteți desena pe cutiile de pizza, pe care apoi să le vindeți unor companii care ar dori să-și facă. E o piață foarte interesantă, sunt aceiași care își fac reclamă pe cutiile de chibrite sau pe alte. Sunt multe cutii de pizza. Și o piață de milioane, din nou. Despre mâncare artizanală, înghețată, băutură, lucrurile astea mai vorbit. Sigur că trebuie și aici să fiți autorizați, dar e o chestiune care pe perioada verii poate fi făcută. Nu uitați că, din nou, oamenii pleacă în vacanță, au nevoie de oameni de încredere care să le îngrijească casa, care să verifice că lucrurile sunt în regulă. Nu fi foarte mulți bani la mijloc, dar sunt niște bani pe care îi faceți foarte ușor cu îngrijitul grădinițelor și al locuințelor. De asemenea, ați putea să vă mutați undeva și să vă închiriați peste vară, fie pe site-uri de profil, fie pe propriul canal, locuința sau grădina. Am făcut ziua fiului meu într-o grădină închiriată a cuiva care a zis atât. Doamne, eu am o grădină. Se întâmplă și la Corbeanca, da. Da. Șofer de party. Da, șofer de party, adică lumea iese în oraș.
bea o bere, bea un par de vin și poate n-are chef să mai conducă, adică nu, n-are chef, n-are voie să conducă și n-are nici chef să-și ia un taxi sau o altă mașină spre casă, pentru că o vrea a doua zi parcată în... Păi sună la Gigel, care Gigel spune să trăiți, eu n-am băut, eu vă duc, sunt deja câteva, dar cererea e foarte mare, mai ales în București, mai ales între joi și luni, cererea e uriașă, culmea asta, citeam că e și luni, adică... Înțeleg, joi seara, că joi e noul vineri, dar vineri, sâmbătă, duminică, ok, dar luni, da, iată și luni e o cerere foarte mare pentru acest șoferit de weekend pentru oameni care s-au abțiguit un pic. Nu uitați de perioada de tutoriale, chiar și eu sunt în căutare pentru Fimiu, el nu cred că știe și nu cred că îi place, nu i-ar plăcea să audă treaba asta, dar are puțin... Nevoie. Are puțină nevoie, da, la partea asta de scris și de citire și de ce nu s-o facă cu altcineva, că văd că pe mine nu mă prea în serios cu povestea asta. Partea de detailing auto, iarăși, repet, e testat, am văzut că merge și poate fi pornit așa, cu o periuță de dinți și cu o cârpă și cu un spray de silicon. Aspirator mai deștept. Da. Bun. Și un barman tot așa de weekend. Nu știu, sunt chestiuni foarte simple, dar care ar putea să vă aducă și niște bani în plus, dar care să vă ajute să vă distrați în același timp și să și cunoașteți, să vă rupeți cercul, grupul vostru de prieteni și să penetrați poate alte cercuri de prieteni, alte cercuri sociale care să vă permită din nou, prin rostogolire, descoperirea unor noi oportunități. Plus că poți să stai mai puțin acasă dacă ai amantă. Bun. Să ne vedem cu bine, dragii mei. Joia viitoare ne vedem din nou să vorbim despre bani și cum mai putem scoate ceva dintr-o activitate adiacentă.